Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi cu câte un video bun și astăzi e un video despre familie. Astăzi fac 400 de zile de când am mai făcut dragoste cu soția mea. 400 de zile și acum poate mulți care nu-mi cunoaște situația o să vă întrebați de ce. Acum sunt 400 de zile. Soția mea a fost descoperită cu un cancer de colon. Pentru respect, pentru familie, am luat decizia ca să facem un jurământ în care nici eu nu o să o greșesc, nici ea nu o să o greșească. Oricum, soția nu avea cum să o greșească, pentru că era bolnav. Acum și-o revenit. După o perioadă grea, și-o revenit. Și în sfârșit doctorul ne-a dat voie ca să putem și noi să avem o relație normală, ca toată lumea, ca toate familiile. Pentru că am trecut printr-o perioadă de 400 de zile în care noi nu am făcut dragoste deloc. Dar prin respectul prin care soția mea purta boala de cancer de colon, am decis să mă sacrific și eu într-un fel. Nu e un sacrificiu mare față de boala care ea o trăgea. Dar pentru a asigura mersul tratamentului în liniște, pentru ea ca psihologic să fie ok că soțul ei e lângă ea 100% în perioada când trece peste cancerul de colon, am decis să facem un jurământ în care să respectăm decizia și a ei și decizia și a mea, care am luat-o eu pe cont propriu, fără ca să mi-o dea soția mea. Am luat-o în respect pentru ea ca să-i dau siguranța că familia noastră e mult mai importantă decât a face sex. Pentru că ea trăia cu frică. Sunt o persoană bolnavă, grav, soțul meu e sănătos, are nevoie, oricând poate să se ducă stânga, dreapta, la altă femeie, pentru că eu sunt bolnav și nu mai pot. Și atunci, ca să-i dau siguranța aia, am decis să depun un jurământ în care eu să respect familia, să respect deciziile care le-am luat pentru soția mea, pentru că o iubesc. Și când iubești pe cineva, trebuie să faci și tu sacrificii, nu numai persoana care e lângă tine. Pentru că persoana care e lângă tine trece printr-o perioadă foarte grea. Mulțumesc la Dumnezeu, tu ești sănătos. Și trebuie să ții situația sub control psihologic pentru soția ta. Pentru soția ta, care e bolnăvioară, se vede într-o stare, când cu piciorul în groapă, când cu el afară, trece printr-o perioadă grea, n-ar mai avea nevoie psihologic să știi că tu te duci la altele. Să știi că tu lipsești de acasă când ea trece printr-un cancer de colon. O boală foarte grea. O boală foarte grea. Atunci ea și-ar pierde toată siguranța în tine când te-ar vedea că tu lipsești de acasă, te duci prin altă parte, te simte că e femeia ta, o ai trăit o viață cu ea și te simte dacă începi să mergi stânga-dreapta. Dar ea, dacă te vede că ești lângă ea, trup și suflet, are și ea curajul să treacă mult mai ușor peste boală, pentru că vede unitate, vede dragoste, vede respect. Și asta e cel mai important într-o familie. Să nu pui baza doar pe sex. Să nu crezi că
doar sexul, făcând sex, făcând dragoste, te ține împreună. Îi caracterul tău frumos înspre ea, care vă face să continuați împreună. Poate mulți renunțau la lupta asta, dar eu am preferat să o duc, ca să o scot de acolo pe soția mea și să-i dau siguranță. Siguranță în relație, siguranță în familie și în același timp stând curat pentru ea, neînșelându-o, nemergând la curve, nemergând stânga-dreapta, stând acasă cu ea și luptând împreună pentru sănătatea ei, care era cel mai important la momentul ăla și e importantă și la momentul actual. Soția mea e ceva special pentru mine. De asta am preferat să fac și eu ceva special când ea trece prin perioada aia grea de 400 de zile în care a suferit de un cancer de colon, operații, dureri, disperare, nemâncare, plâns, dureri câte 12-13 ori în continuu, grijă de copil, grijă de familie. Trebuia să le țin pe toate. Și atunci, la o zi, la 100 de zile, am decis să fac un vlog în care să declar că am 100 de zile de când am făcut dragoste. Luăm decizia și jurământ împreună ca să rămân curat până la sfârșit. Ci Dumnezeu ne ajută să ieșim din ecazul care eram. Și pentru moment lucrurile s-au stabilit, sunt ok. Și au revenit. Operații grele, chimioterapii grele, radioterapii grele, operații grele, iar operații și stres. N-ai familie, n-ai pe nimeni să te ajute, trebuie să le faci tu, doar tu cu soția ta, cu o persoană care deja ea e slăbită. Fizic, moral și psihic. Înțelegeți? Distrus. Doar eu eram punctul pozitiv de unde mai putea să-și ia energie și curaj. Dacă și eu o dezamăgeam, atunci ea nu mai putea să ducă lupta cu siguranță contra cancerului. Și am luat decizia să fac un jurământ în care să-i respect. Să-i respect deciziile. Deciziile care eu le-am luat. Și ea s-a bucurat de ele. Pentru că prin asta i-am dat siguranță. Ca să poată să treacă peste boala ei, peste problemele care le avem în familie, peste stres, peste anxietate, peste lipsa familiei care noi nu am avut-o, pentru că familia nu a fost lângă noi. Noi a trebuit să trecem prin cancerul ăsta, prin boala asta, singuri. Singuri. Eu, ea și copilul. Trei persoane. Niciun ajutor. Eu trebuia să muncesc, eu trebuia să spăl, să curăț, să întrețin, să am grijă de familie, să mă duc la chimio, să mă duc la radio, să mă duc peste tot, să mă duc la muncă, și în același timp să-mi văd de treaba mea, să mă duc la curve. Să respect decizia ei. Să respect decizia mea. Respectul meu pentru ea. Pentru că se află în poziția asta bolnavă. Vreau să-i mulțumesc din tot sufletul la soția mea, pentru că unul la mână mi-a dat încredere. Mi-a dat putere ca să-i pus eu așa decizii puternice. Înțelegeți? Pentru că ca să stai 400 de zile fără să te atingi de un corp de femeie, n-am mai auzit pe nimeni până acum să facă așa ceva, să declare așa ceva. 400 de zile. Ceea poate
Pentru alții nu înseamnă nimica. Pentru mine înseamnă foarte mult. Asta înseamnă un caracter puternic. Asta înseamnă respect pentru familie și pentru soție. Ceea ce ar trebui să învățați și voi. Familia nu se lasă niciodată, mai ales când e în momente grele. Soția sau soțul. Trebuie să duceți lupta împreună până la sfârșit, până la capăt. Până la capăt. Și atunci el sau ea o să reușească mulțumită curajului vostru cu care vă impuneți în familie. Nu mi-a fost ușor. Dar fiindcă am fost soldat la viața mea, m-a ajutat foarte mult ca să trec peste chestiile astea și să mă rețin. Să mă rețin ca să nu greșesc. Asta e cel mai important. Pentru că ea e fericită. Și acum ea și-a revenit de la cancer, e bine și uite că a venit momentul în care doctorul a spus că putem și noi în sfârșit să avem o relație cum are fiecare familie normală. E un video care mă face foarte mult să mă gândesc. Mă face foarte mult să-mi dau seama de unele chestii. Mă face mult să cred că dacă ești puternic și ai curaj și ambiție, poți să treci peste orice, oricât ar fi de greu în viață. Am trecut peste cancerul la soția mea, care în ultima operație care a avut-o în extragerea tumorii, în dimineața când a intrat la operație, taică-mea a murit în spital, internat și el de 2-3 luni cu un cancer la șold. Gândiți-vă momentele și presiunea prin care am trecut la 8 dimineața, atunci când știi că soția ți-a într-o operație de 12 ore și tata ți-a murit. O viață plecat și alta s-a întors cu alte speranțe după operație. De-aia vreau să-i mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat putere și curaj ca să pot să trec peste încercarea asta puternică, încercarea asta mare. Vreau să-i spun la soția mea că o iubesc foarte mult și am iubit-o tot timpul. Și nu o să încete să o iubesc. Pentru că pentru mine îi și o să rămână o persoană specială. Pentru că mi-a demonstrat și eu i-am demonstrat la rândul meu. Și asta arată două caractere puternice, doi oameni frumoși care au ales să facă niște sacrificii pentru familie. Ceea ce ar trebui să vă încurajați și voi să faceți în același fel, cu soțul sau cu soția. Chiar fiind perioade foarte grele prin care am trecut din viața mea, financiare, de stres, de depresie, de boală, de nesiguranță prin care am trecut astea 400 de zile. 400 de zile sunt multe, sunt foarte multe, dar cel mai important că am reușit. Asta e cel mai important, că a reușit. Soția mea e bine acum, familia mea e fericită, chiar dacă a fost atâta plâns, atâta dramă, atâta durere, atâta sărăcie și atâta singurătate. Singurătate din care am suferit amândoi, și eu, și ea, și băiatul. Băiatul fiind mic, doar 2 anișori, când au început problemele astea mari. Vreau să luați din vlogul ăsta curajul și puterea că se poate. Când te iubești cu adevărat, se poate. Când vrei să lupți cu adevărat, se poate. Nu există nu se poate. Când vrei să te reții, se poate.
Și nu e un sacrificiu degeaba. E pentru femeia care o iubești și pentru familia ta. Pentru că e lucru cel mai important ca să îmbătrânești cu soția ta frumos și copilul tău să crească frumos, să-și facă și el la rândul lui o familie și să meargă mai departe. Fraților, asta a fost povestea mea cu cele 400 de zile fără sex, în abstinență, ca un călugăr, până la capăt. Mi-am dus datoria care am avut-o de ținut. Vă pup cu respect de aici, de la Bruxelles, de la capitala Europei și nu uitați, băgați aici la cap că orice se poate în viață. Când îți dorești și există dragoste, orice se poate. Și care nu v-ați abonat la canalul meu secundar Victor Bujiță, abonați-vă la canalul meu secundar Victor Bujiță ca să primiți notificare când pun un video sau fac un live. Vă pup cu respect de aici, de la Bruxelles și nu uitați, rămâneți frumoși și rămâneți oameni buni și aveți curaj în viață. Nu vă fie frică. Nu vă fie frică niciodată. Ascundeți puteri foarte mari în voi, în interiorul vostru. Numai că voi trebuie să mergeți în adâncul după ele și să le căutați. Vă pup cu respect.